ni s-a alăturat domnul ministru al digitalizării, dar astăzi este și al educației, că încă nu ați predat mandatul, nu? Urmează la 12. Deci putem să vă punem și întrebări legate de educație, să vă... Și pe brasă, nu? Mulțumim foarte mult că ați ajuns și aici. Știm că ați alergat de la evenimentul de lângă. Cum ne pregătim pentru viitor? Că știm că de când ați preluat acest mandat v-ați exprimat foarte clar în privința asta și recunosc că eu l-am întâlnit pe domnul ministru prima dată la o întâlnire în care a venit, s-a prezentat și a zis că îi place foarte mult că e mai degrabă pe zona de cercetare experimentală, ceea ce pe mine m-a bucurat foarte mult și ne-a zis că este deschis să comunicăm cu el. Și bineînțeles mi-am frecat mâinile că avem o grămadă să solicităm și de atunci a fost unul dintre cei mai deschiși miniștri pe această zonă de a asculta și ce se întâmplă în teren și care este realitatea. Așa că avem încredere că planurile o să și fie puse în practică. Mulțumesc foarte mult, pare tare bine să ne revedem, sper că mă auziți și sper că stau în dreptul numelui meu, dar nu asta contează, e în regulă, pot să-mi asum și alte identități. Mulțumesc foarte mult. Prima dată când ne-am auzit la telefon, Ana Maria Stancu mi-a spus, eu sunt Ana Maria cu roboți. Și asta spune multe despre un mindset, despre o mentalitate de a face lucruri și de a face lucruri care au de a face cu viitorul. Așa cum sunt mulți dintre cei care vorbesc astăzi aici și mă bucur foarte mult să vă fiu coleg de panel și mă bucur foarte mult să revin la un eveniment curs de guvernare. Sunteți, așa cum spuneam și la precedenta intervenție, acum câteva luni de zile, cred că era începutul mandatului, sunteți dintre oamenii care fac lucruri spectaculoase și care pun în piața ideilor o contribuție proprie, ceea ce pentru România este deja un lucru fabulos și vă felicit. Ce am făcut în ultimele 5 luni, pentru că astăzi se împlinesc 5 luni de când intram în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, unde îmi doresc să rămân și mă bucur că este doar acest minister și nu alte răspunderi care sunt extrem de complicate, la care mă pricep mai puțin. Am deblocat principalele direcții pentru cercetarea românească. Cercetarea românească se resetează în acest moment și se resetează pe alte baze. Odată la câțiva ani avem o strategie națională de cercetare, inovare și specializare inteligentă și Planul Național Cercetare, Dezvoltare, Inovare, un plan care operaționalizează această strategie. Ele erau dezbătute de un an și jumătate, dar se blocaseră undeva pe circuit, după cum mi se transmitea. Am reușit să le adoptăm, să le avizăm interministerial, fiecare au inclus peste 20 de avize, și practic cercetarea românească are o nouă direcție, stabilită de strategie și începând cu săptămâna trecută de Planul Național, Planul Național 4 se numește. Ce înseamnă o nouă direcție? Este, în primul rând, în acord cu ceea ce ne-au spus experții Comisiei Europene. Și nu sunt neapărat lucruri care nu s-au mai spus în România sau pe care noi să nu le fi știut. De exemplu, avem un spațiu de cercetare foarte fragmentat. Avem doar la Ministerul Cercetării 47 de institute, la Academia Română cam tot atâtea, cred, dacă nu mai multe, și, bineînțeles, institutele de cercetare ale universităților. Nu întotdeauna e un efort integrat în care să nu existe suprapuneri de efort și nu întotdeauna se reușește unirea forțelor în consorții. Asta e prima concluzie și am și acționat în sensul de a încuraja proiectele majore, parteneriatele și, în fine, un sistem mai coerent al cercetării românești. A doua direcție indicată de experții Comisiei a fost, într-un cuvânt, meritocrația. Sau, cum îmi place să spun, decât puțin pentru toată lumea, ca să nu se supere nimeni, mai bine mai mult pentru cei care merită. Asta înseamnă la nivel de cercetători individuali că prioritizăm performanța, dar și la nivel de institute. Deci,
Vă dau un exemplu foarte concret. În România există finanțare de bază pentru cercetare și este un lucru bun că există finanțare de bază pentru cercetare, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru între a asigura o finanțare de bază, o predictibilitate în sistem, ca să nu-ți plece resursa umană, și a pune totuși institutele la treabă, a le ține într-o competiție, a le face să alerge după proiecte puțin, că așa este și în alte state. Bun, modelul american e cu finanțare de bază zero, de exemplu. Deci nu suntem acolo și nu trebuie să fim acolo. Dar trebuie să găsim un echilibru. Pentru prima dată noi gândim acum programul Nucleu pentru anul viitor cu o componentă meritocratică pronunțată. Adică va exista o clasificare a institutelor de către o comisie independentă și practic institutele performante vor primi o finanțare de bază mai mare, iar cele care nu performează vor primi o finanțare de bază mai mică. Asta le va încuraja pe cei care nu performează să se gândească în mod creativ la soluții. Fie fac un parteneriat cu un alt institut, fie se integrează cu un alt institut, fie vin lângă o universitate. Noi avem un jalon în PNRR Q4, deci 30, finalul anului, 31 decembrie, pentru un proiect de lege care, conform PNRR-ului, trebuie să stimuleze integrarea organizațiilor de cercetare. Și asta înseamnă că cei care nu performează vor avea opțiuni. Vor putea forma consorții, pentru prima dată, la nivel național, cu alte institute. Vor putea să se integreze în alte institute și sunt câteva institute care vor să o facă. Apropo, toate astea sunt pe bază de voluntariat, adică nu o să forțăm institutele să facă asta, dar părerea mea este că cele care nu performează sau și-au pierdut menirea sau nu mai au expertiză, nu vor avea de ales. Fie le vom da varianta și să vină lângă universități, să rămână entități, dar alături de o universitate. Deci, acestea sunt câteva direcții majore pe care am insistat în ultima perioadă. De asemenea, nu poți să faci performanță fără finanțare. Noi știm și se cunoaște lucrul ăsta la cel mai înalt nivel al guvernului, că suntem ultimii din Uniunea Europeană ca procent din PIB alocat cercetării, 0,17, și nu vreau să fac promisiuni care nu depind doar de mine, dar avem sprijinul unei creșteri substanțiale a acestui procent. Vom vedea în curând, pentru că Guvernul României se pregătește să adopte un buget pentru anul viitor încă de anul acesta, ceea ce ar fi un lucru oricum pozitiv și destul de neobișnuit în peisajul post-decembrist. Și probabil ultima direcție pe care aș sublinia este cea de transfer tehnologic, revenind la Ana Maria cu roboți și la importanța prioritizării și a cercetării care are un transfer în tehnologie, nu doar a cercetării fundamentale. Ambele au rolul lor, dar și Comisia Europeană ne-a spus, puneți puțin mai mult accent totuși față de situația actuală pe cercetarea care rezultă în transfer tehnologic în economie. Și asta facem, inclusiv prin Planul Național, alocăm o pondere mult mai mare pentru programe care implică parteneriate cu mediul privat, transfer tehnologic și așa mai departe. Deci, per total, ca direcții strategice, lucrurile sunt bine așezate, mai avem de lucrat la detalii, mai avem de lucrat la guvernanța corporativă a institutelor, de exemplu, mai avem de lucrat la o nouă lege a cercetării, pentru că cercetarea românească funcționează în baza unei ordonanțe de guvern care are, cred, 20 de ani și cred că merită o lege a cercetării. Și la asta lucrăm cu experții ai Băncii Mondiale și va începe în curând un amplu proces de consultări publice, dezbateri, astfel încât să așezăm lucrurile pe o bază sănătoasă. Mă opresc aici cu remarcile. Vă rog să profitați de faptul că avem un ministru deschis să preia întrebări. O să preluăm atât de la membrii cât și din sală și ce avem live, domnul ministru. V-ați asumat asta cu cloud-ul și asta cu cercetarea, cred că o să vă o să aveți de lucru ceva și o să vă faceți câțiva prieteni, aș spune. Dar, într-adevăr, este necesară și mă bucur foarte mult că cineva
După cum mi-a spus un prieten pe care îl respect foarte mult și care a făcut performanță în administrația publică românească, de la luptă poți să te întorci pe scut sau sub scut, dar important e să pleci la luptă. Mulțumim foarte mult. Din panel, dacă avem... Din sală? Vă rugăm. În România, care se numește cercetare, de fapt, de viitorul țării. Aș vrea să vă... Nu pun întrebări. Dacă în planul noastră strategic aveți și rol cercetare în domeniul microelectronicii. Da, este una dintre ariile de specializare inteligentă pentru România, microelectronica, nanotehnologiile, semiconductorii, iar prin programul operațional competitivitate 2021-2027, POCIDIF, se alocă bani pentru un proiect predefinit, cred că sunt peste 110 milioane euro, un hub în domeniul microelectronicii nanotehnologiilor, care implică mai multe institute și prin care România, sigur, încearcă să aibă un rol, o nișă mai degrabă în această piață. Nu sunt dintre adepții teoriei că ar trebui să producem microchipuri la noi în țară, să facem ceea ce face China sau Taiwanul, pentru că implică investiții de foarte multe miliarde, dar cred că ne putem găsi o nișă în acest lanț, mai degrabă în zona de cercetare, proiectare, design, o zonă cu valoare adăugată mare și unde inginerii noștri deja și-au dovedit competența. Deci, vestea bună este că sunt bani predefiniți din fonduri europene pe care noi îi vom accesa. Și nu sunt puțini. Dar de fondul de 500 de milioane de euro pentru acest domeniu, aceștia 110 fac parte din aceștia? Nu, sunt separați. Respectivii bani ar fi gestionați de Ministerul Economiei. Da, știți istoria microelectronicii din România? Nu la fel de bine ca dumneavoastră, sunt convins. Păi, vorba de... Deci, istoria ei s-a bazat pe niște oameni extraordinari din acest loc unde suntem acum și facem o conferință, circa 200-300 de ingineri și șefi de promoție care au realizat primele circuite integrate MOS, LSI, că ăsta e denumirea chipurilor, începând cu 1980, fără un institut de cercetare specializat pentru așa ceva. Ei l-au, cum să spun eu, realizat prin forța, prin pregătirea lor extraordinară. Și acum acest domeniu a căpătat o importanță și mai mare. Știți că Statele Unite, prin domnul Biden, luna trecută a decretat că microelectronica este un domeniu de siguranță națională și a alocat peste 240 de miliarde de dolari. Nu mai vorbesc de China, Franța și Germania. Încercați să cooperați cu Ministerul Economiei ca să se reia producția și la noi de chipuri. Nu mă refer la un chip de 2 megabits cât a făcut IBM-ul anul trecut. La cei de 4, 16, 32 până la 1 megabit care și noi l-am făcut până în anul 1989 când noi eram pe locul 5 în lume. Vă rog să mă scuzați. Am să vă trimit pe mail și alte date. Mă scuzați. Întrebări. Bine, atunci spuneți-ne, pentru că dumneavoastră veniți din zona de diaspora. Am văzut că sunt unele eforturi de a atrage și cercetătorii din afara României să se întoarcă. Întrebarea mea este cum facem asta, pentru că ei pleacă acolo pentru că au niște salarii și niște condiții foarte bune. Este foarte greu, mai ales în domenii hardware. Hai să zicem că software sau partea asta de cercetare, de alt tip de cercetare mai merge, dar dacă nu ai un loc unde să ai instrumente să lucrezi cu așa ceva, cum putem face? Plus că mai e și chestiunea salariilor și cam la ce nivel ar ajunge în România comparativ cu alte state. Într-adevăr, prin PNRR
componenta nouă de cercetare. Noi am lansat un apel de peste 160 de milioane de euro care se adresează către cel puțin 120 de cercetători din străinătate. Ei pot fi români sau străini, dar eu sper ca mulți dintre ei să fie români, pentru că mai ușor îi atragem înapoi acasă, și prin care ei vor primi granturi de cercetare de aproximativ 1,4 milioane euro pe perioadă de 3 ani. Nu sunt bani puțini și criteriile de evaluare, de selecție sunt destul de riguroase. Noi sperăm să avem o promovare foarte bună acestui apel și chiar vă rog să ne ajutați să afle cât mai multă lume despre asta. Pentru salariale sau pot să-și facă și... Pot să-și facă și... Da. Cu siguranță vom promova, că da. Eu cel puțin știu destul de mulți români plecați afară pe zona de robotică pentru că nu aveau cu ce să lucreze aici în România și așa unde. Așa-i, și destul de mulți își doresc, cel puțin la nivel principial, să revină acasă, să contribuie cu ceva în România. Acum avem și instrumentul prin care putem să-i atragem și, dincolo de acest orizont de 3 ani, în planul național pe care l-am adoptat în guvern săptămâna trecută, sunt și alte programe care să le asigură o predictibilitate pe termen lung, pentru că una dintre întrebări a fost: bun, și după 3 ani eu ce fac, plec înapoi? Avem prevăzute programe substanțiale, e realmente un plan generos de 60 de miliarde de lei. Dincolo de asta, sigur, sunt și cercetători români pe care orice am face nu o să-i putem atrage și trebuie să fim împăcați cu lucrul ăsta și să profităm de ei acolo unde sunt. De exemplu, Sergiu Pașca, un român strălucit de la Universitatea Stanford, pe care Stanfordul a recrutat din România, i-a dat laboratorul lui, Pașca Lab, și este cel mai mare specialist al lumii în autism și în funcționarea creierului. Și pe care l-am întrebat: dragă Sergiu, ce ar trebui eu să fac dacă aș avea o baghetă magică împreună cu Guvernul României ca tu să te întorci acasă? Și mi-a zis că ar fi imposibil, n-am avea ce să-i oferim, pentru că el acolo este prins într-un ecosistem local, în Silicon Valley, la Stanford, cu multiple specialități, cu cei mai mari specialiști din lume, la o aruncătură de băți, n-am avea cu ce să-l convingem. Dar e un caz special, eu cred că sunt foarte mulți români foarte buni în cercetare de top la nivel mondial care ar veni. Și iată că acum au și acest instrument financiar generos și e păcat să nu folosească. Ministru, vă mulțumim și foarte mulțumesc mult și pentru participare. Evenimentul UNESCO, vă înțelegem. Mulțumim foarte mult. Încercăm să vorbim un pic despre asta.